Am să te rog să îmi spui prima ta amintire cu implant pentru refuz sau cu blazaj. Dar Când nu te ăsta e începutul știi. meu. Trebuie să filmăm ceva? Zici tu? Vrei să luăm o bere? Nu, nu, nu. Ok. Pe sober. Pe sober. Pe sober. Sunt pe sober azi. Bun. Am să te rog să îmi spui prima ta amintire cu implant pentru refuz sau cu blazaj. Dar Când nu ăsta e începutul meu. Man, să curgă bere pe bega la sala Olimpia. Ah, Ăla e. Bun, 96. 6, primul da. Album. Da. Self-titled, de altfel. Da. E tare. Am ascultat azi tot albumul ăla. Oh. Și am ascultat piesa, self-titled-ul, care cred că e prima pe album. Sau a doua. Prima. Nu mai știu. Anyway. Și ziceai așa, frate. Ceasul se apropie, veți fi vândut și cumpărați. Prețul va crește, dar să rezistați. Atacul psihologiei va deveni abuz. Așa. Iar ca să reușiți, aveți nevoie de un implant pentru refuz. Implant contra abuz. Man, da. Știi care a fost feeling-ul meu azi? Că nu s-a schimbat nimic în România. Suntem în continuare vânduți și cumpărați? În continuare da, avem... Au crescut. Suntem mai vânduți și mai cumpărați. Deci atacul este mult mai mare. Atacul psihologic și okay. Atacul asupra noastră. Acum nu o să intrăm în chestia. Nu vrei să intrăm în chestia asta? Nu, no, noi am urât început. Al doilea început posibil. Armata e antifunk. Ai făcut armata? Ai făcut armată? Nu, am fugit de armată. Ai fugit de armată? Am fugit de armată, am făcut și m-am înscris și la master la facultate, numai ca să nu... Și am făcut primul an de master, după care s-a scos armata și am zis, excelent. Cool. Adică nu aveam de gând să fiu de strajă patriei. Și eu care credeam că de acolo vine armata antifagman, care-i blazaj. Da, da. La, există și o variantă care se cheamă Propatria la IPR cu despre armată, da. Ok. Nu mi-e fresh Propatria. E de pe oameni Patria fără fețe? Este de pe, nu, Propatria este de pe permis porții în ucidere. Ok. 90, al treilea. 97, al doilea. Al doilea. Man, am văzut chestia asta. Ai avut primul album, ați avut primul da. Album, după care următoarele două le-ați scos cu Rocarola, la Rocarola? Păi primul, tot datorită lui Emil Bieber de la Rocarola l-am scos. Deci, primul l-am tras la Arad, primul album l-am tras la Arad în 4 zile. Wow! Și am tras pe... Atunci, în 96, am tras pe un casetofon care știa să tragă pe 4 benzi, 4 piste. Și era... Deci eram fascinați. Uau, ce sculă, deci... Și pe 2 piste s-au tras tobele și basul și ghitările și pe alte 2 piste vocele. Și nu era cu... cu try and error sau... Trăgeai toată piesa de dată. Ah, ok. Știi? Dacă a greșit unul undeva, poți să relua toată piesa, deci o trăgeai așa cap coad. Știi? Și atunci a fost foarte funny că ăștia din implant, ei nu știau ce versuri aveam eu cu Bulbuc, știi? Ok. Mai auzeau ei, din când că noi repetam, ei repetau într-o bucătărie și noi țineam ușa închisă că noi nu aveam stații de voce și ăsta și noi urlam pe hol.
Și noi ne făceam verse pe hol și ăsta ei cântau, pac, deschideam ușa, dă-i cu chestia aia, dă-i cu... Ce-a fost aia? De la curent. Ah, ok. Nu contează. Da. Pa! Te-ai speriat? Nu. Nu? Am tresărit? Da. Și atunci au auzit și ei versuri. Ce ascultai atunci? Ce, pe vremea aia? Da. Downset, Propane, Rage Against the Machine, Cure, Depeche, multe, foarte multe. Trupe nemțești, Sun, Zeilig. Ok. Exista hardcore în România în momentul ăla? Da, începea să... Chiar atunci a început mișcarea de okay. hardcore. Chiar și în Timișoara erau două, trei trupe. Like, fresh my memory, că nu. Păi, cred că era Patriotic Flegma. Nu știu. Sau? Era Ticăloșilor, da. Of course. Știi? Am căutat aia cu ce fată faină e Călina, niciunde. Da. Pe YouTube nu e. Păi, da. Ce-i foarte nasol că trupele astea au dispărut și n-a rămas nimic în urma lor. Că aveau albume întregi. Și... Da. Și... cum n-a rămas nimic de pe, din urma Psycho Pampers, care a fost, exact, mi-ai zis ieri și cumva... mea din dinainte de implant și din 92 am făcut Psycho Pampers-ul și n-a venit nimic, nicio înregistrare. Ok. Mai, ai mai putea acum să refaci sound-ul ăla de atunci? Să nu. Recuperezi vreo piesă? Cred că nici oamenii... Nu-i mai găsim. să trag unii prin germane, alte. Ok. Deci, it's lost, huh? There's da. A part da. Of you mai that's știu, lost. Mai știu versul de la Sile. De la Sile-i pădurarul cel mai bun, noaptea ta e lemne și face drum. Sile-i pădurarul căutat de poliție în sat. Și astfel Sile, cum tăia, obosea, a sudat, transpira. Și Sile, Batista, n-avea și nasul, nasului curgea. Și refrenul era imoral, Batista să n-ai inumar, muță n-ai, imoral, Batista să n-ai inumar, muță n-ai, da. Foarte corect. Tare, bă. Deci tu, practic, ai început să cânti în 92. Da. 92, cu Psycho Pampers, practic cu Bulbu, cu Coco, care a fost în clasă, în Periam, cu un tip de la mine, de la facultă, care a zis că el are o ghitară și... Și avea și o sală de repetiție, adică el o termina la Lenau și la Lenau jos, în Beci, ar fi avut acces. Și mai încă un tip, Stepan, la tobe, care avea un băț de tobă și ceva premier sau nu știu ce, o componentă de la tobe și zicea eu. Și atunci a făcut ședință că vroiam să facem trupă. Și am ales rolurile. Și Coco a zis că e basist, eu vreau să fiu basist. Și... Coco, basist, Bulbuc, zis că e gitarist, ălalalt avea gitară, era gitarist, gitară solo deja. Și ăla, Stepan, care avea băți de tobă și tobar. Păi cine-i la voce? Eu? Da, tu! Și așa m-a ajuns vocal. Așa ajuns vocal. Da. Doar dacă e să mă gândesc la implant și la Blazzaj, ai așa o, nu știu cum se zice, ai o... Un palier atât de mare, man. Ragi, ești melodios, ești fantastic într-un fel. Povestesc. Da. Exact, ai intonații, ai da. Tot ce trebuie, man. Ai un vers. Foarte fain a fost și întâlnirea cu Blazaj pentru mine. Cam după 3 ani de implant, am mers toate la repetiții. Și ăștia nu au venit de la implant, că mi-au dat telefon, era numai telefoane fixe și... Și ca să-mi spună că nu se ține azi repede și atunci stăteam pe hol acolo la Casa Studenților și repetau o trupă, un fel de jazz, așa, instrumental. Și a ieșit Florin Barba afară din sală și zice, hai pe la noi, hai că vin, stau voi. Și atunci am auzit Doina, practic, varianta instrumentală și mi-a plăcut așa mult că a doua zi am venit la ei cu versuri frate. Și așa am început. Da, și asta e another point. Blazaj cu voce. Da, asta e another point, că tu scrii toate versurile, nu? Adică majoritatea sale. Majoritatea, da. Acum, pe vremuri la Implant scrieam cu Bulbuc. Deci, uh-huh. Ok. Și la Blazaj scrieam cu Eddie. Ok. Dar acum am rămas singur
Trebuie să scriu singur. Da. E fain implantul și citit, man. Cred? Da. Eu tot timpul versurile văd într-o relație foarte strânsă cu muzica. Nu aș vedea versurile implant ca o carte de poezie sau blazajul sau știi. Ok. Și pentru că atunci când le scrii, le asociezi cu muzica. Cumva, deci. Dar ele sunt bune stand alone. Am zis că nu vorbim de apus, dar ele sunt bune stand alone. Mulțumesc. Nu, no, honest, chiar ești. Adică, da. Na, e exact ce trebuie, cumva. Și iară, sunt, deci pe lângă faptul că ai plaja aia, ai și feeling-ul ăsta, că scrii. Cânti la primul instrument? Da, pot să cânt și la gitară și la bas. La tobe pot să dau în ele. Dar nu înseamnă. Știu să țin un ritm drept acolo. Mai ales că după atâția ani de sală, îți dai seama că ajungi să iei toate instrumentele la rând. Îmi place foarte mult pianul în ultima vreme. Sunt fascinat de pian. Da. Vrei să vorbim acum de chestia aia sau mai cont? Mai du-mă înapoi atunci cu... Man, nu mi-aș fi imaginat niciodată că... Na, ați spus, că puteți înregistra un album în 4 zile, că dacă se greșește o notă, repetați toată piesa, că se... Mi-ai zis pe bandă. A, da, așa, pe casetă, wow, pe 4 piste și... Jesus. Era... Ți-e dor de vremurile alea? Adică... Știi de ce mi-e... Cumva mi-e dor de vremurile alea, că eram mai mici, știi? Și aveam tot timpul de pe lume și puteam să stăm în sala de repetiții 6-8 ore de... Știi? Timpul nu se mai întoarce. Da, acum avem altele repetiții planificate, nu poate să vină ăla, nu știu ce, copii, familie, deci... Da, e altfel. Și lucrurile mergeau foarte repede atunci, din cauza asta, că stăteai foarte mult la sale de repetiții. Adică am scos albumul în 96, 97, știi? Da, ați avut o perioadă de 4 ani cu 3 albume, pac. Da. Ca, de fapt, dacă observi, dacă te uiți la foarte multe trupe, începutul e așa, și după aia începi să știi, și după aia, bă, stai, că noi facem un album în 8 ani, conceptual, nu lasă, știi, cum a făcut, de exemplu, la Cartografii, deci l-am dibilit până... Care e albumul tău preferat? E Cartografiul? Albumul e, la ora actuală, e Cartografii, nu? Dar... S-ar putea peste o săptămână să fiu fan de Monolith sau de Oameni fără fețe sau e o chestie de rezonanță în momentul ăsta. Da? Da. Ștergi mult? Când scriu? Da. Nu șterg, scriu pe altă foaie. Ok. Adică rescriu, mă uit la ce și la un moment dat aveam o... Aveam un scaun, un taburet așa cu... înăuntru cu sertar, și el se deschidea așa. Și îmi cumpăram role de fax și le puneam înăuntru acolo și scoteam foaia așa și o dădeam peste scaun și scriam acolo. Ce tare! Și scriam și dimineața luam așa rola, știi, și mă uitam, nu m-a prăstit. Știi, poți să folosești ceva. Nu. Dar ca exercițiu de scris, știi? Cred că e foarte bine să scrii zilnic, ceea ce nu mi se întâmplă. Ok. Dar există foarte mulți oameni care au disciplina asta scrisului și o fac zilnic. Adică din ce am vorbit eu cu alți vocaliști. Eu nu am, pentru că sunt leneș, trebuie să recunosc. Man, dacă din lene iese chestia asta pe care ai făcut-o până acum și pe care o vei face în continuare pentru că sunt atâtea chestii, adică și eu sunt leneș, dar uite că, din păcate. Ei, uite, din lene iese și eu. Un podcast, o emisiune. Care e momentul pe care tu zici, în care ai început să fii mulțumit, nu știu, cu tot? Cu... Arăt eu ca om mulțumit cu tot de tot. Nu, în momentul în care ți-ai zis ție, I did it, man. Adică de acum nu poate să fie decât tot în sus. În care n-ai mai avut self-doubt. Ai avut self-doubt? Lasă-mă să reformulez întrebarea. Ai avut vreodată self-doubt? Și dacă da, cum trăiești cu ea? O, nu știu care e termenul în română, dar... Îndoială de sine, dracu știe. Da, sigur că am avut. Adică nu sunt...
Nu sunt foarte sigur niciodată pe mine. Am momentele mele în care mă critic foarte mult și să-mi fac autocritica. Eu am momente când nu mă pot uita la mine. Am o îndoială tot timpul. Și, dar să știi că de multe ori chestia asta, îndoiala, este creativă. Adică e bine să te îndoiești de ceea ce faci și nu știu ce, ca să reușești să faci un produs mai bun. Mai bun. Aceea. De să nu zici, azi că merge și așa. Și nu, pot mai mult, pot mai bine. Ei versurile le scrii din nou. Deci, mi s-a întâmplat în studio, ești în studio, tu ai impresia că ți se potrivește ceva versul și îți dai seama atunci că nu merge nici linia, nici... Când o tragi, atunci te dai seama că, bă, nu. Parcă mai lipsește aici o silabă sau de, chiar la modul ăla și ca să bagi o silabă în plus, poți să schimbi tot versul. Mm-hmm. Ca să ajungi la un rezultat bun, știi? Și atunci se întâmplă și în studio să schimbi și linia melodică și versurile. Și se uneori pe loc, alteori nu îți reușește și spui la omul din studio, mă întorc mâine. Bineînțeles că nu te mai întorc. Da. Zim de ce rock? Rockul nu e cel mai digerabil lucru, deși ne place, of course, dar nu e... Păi noi am... Deci noi am crescut cu rock, e o generație care a crescut cu rock și pentru noi simbolul cumva al libertății erau pletele alea și oamenii liberi care când vedeam rockeri ziceam ăștia, sigur sunt foarte liberi și dezinvolți. De-aia rock. Și gândește-te, în anii 90 era foarte mult rock. Era foarte mult rock. Tot și MTV-ul mai... avea rock. Și da, da. Era Viva, Vanessa Warwick pe MTV. Vanessa Warwick, 120 Minutes, înainte de era de... Pitiș, întâlnirea de la miezul nopții. Erau, gândește că aveai radiouri care aveau emisiuni specializate, ascultai noaptea rock, ascultai jazz, ascultai... Acum nu cred că mai au foarte multe radiouri emisiuni specializate. Decât... Nu știu, radio din România chiar nu mai... În afară de Guerilla, chiar nu știu. Radio din România mi se pleca de spălă. Adică știu Buzdugan și chestiile alea, dar aia e total altceva, da. Da. Deci, basically rock. Eu, de exemplu, consider și Depeche Mode și The Cure, îi consider rock. Da. Pentru mine au aceeași putere ca și Pearl Jam sau Nirvana. Mm-hmm. Mm-hmm. Cam toată muzica o consider rock and roll. Rock and roll. Da, rock and roll. Da. Mie mi-a plăcut tot timpul la voi chestia asta, spiritul de, nu știu, de libertate, de antisistem, de frondă, de... Nu? Pe aia... Aia o atras tot timpul, nu? Zisea că după ce a ieșit dintr-un regim în care am fost, deci eu în clasa 10 am prins revoluția și eram sătul de pionier, de uteciști, de partid, de... Și nu mai... De aia rock? Doar de aia rock? De aia rock. De aia rock. Okay. De aia rock pentru că rock-ul mi se părea atunci expresia de luptă foarte apropiată mie. Mm-hmm. Că fiecare duce o luptă până la urmă și în diferite zone. Și eu am dus-o muzical. Te țin minte și dinainte să cânți, te țin minte de la Omi. Mai ții minte locul ăla în Timișoara? Omi, da. Omi, în spate, la muzeu acolo. Da, unde e McDonald's acum. Erau gheretele alea. Erau puncte acolo unde se strângea lumea. La Omi Domi, în Parcul Rozelor, în Libertății, erau diferite grupuri. În Rozelor erau glamoury, rock... glam rock, așa, pe la 1000-2006 se strângeau mai mult punkiștii și New Wave-ării și ce mai erau, Grufty, Dark
și... Da, 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 uai, da, ce amintire. Dar scopul era de la 8000 de să pleci undeva, la un bully, la un party, la, da. Ce la un concert, adică toată lumea, când era un concert, ții minte că tot o luam de acolo și ne duceam. Da. Și acum, dacă e să ne gândim că nu e loc de live în Timișoara? Trist, dar adevărat. Cum îl facem? Ai făcut-o odată, mai fă-o și acum. Hai să... Timișoara are nevoie de niște investitori cumva culturali, dar care vor să facă altceva decât expoziții sau știu. E nevoie. Toate orașele au, știi? Deci trebuie să apară oamenii aia care vor să facă cluburi și unde se cântă. Au fost, deja au dispărut. În context de criză, de alte lucruri, de creșterea chiriei. Și aia este o problemă. Adică știm cluburi ca setup-ul sau asta care au dispărut din cauza că... Da, uite, oamenii, setup-ul era un spațiu. Oamenii le-au spus că cresc chiria și nu mai puteau să susțină clubul. Uh-huh. Și acum vreau să zic, în contextul ăsta de pandemie, și n-o să apară cluburi. Deci 2-3 ani eu cred că nu o să apară cluburi din cauza că nici nu poți să ții nimic acum. Sau dacă ții cu 50% din capacitate sau tot fel de... care nu te ajută. Ia, nu te ajută să bagi... Sau cu o seară... Cu... Da, dar e outside. Nu e concert. Nu e concert, ci era și outside. True. Da, da, da. True. În party. Să stăm drept. Drept. Să stăm și drept. Să vorbim drept. Să vorbim drept. Da, man. E fain, pentru că orașul are vibe, dar e trist pentru că nu are locuri. Atâtea lucruri s-ar putea întâmpla. Unde îl găsești ăla pe investitorul ăla? Pa! Încep să cred că e împotriva noastră. Unde îl găsești pe ăla, pe omul ăla care să facă ceva? Unde îl găsim? Nu trebuie să-l cauți tu, el trebuie să apară. Și alte, te plimbi mult cu trupa prin țară, nu? Sau da, până da, înainte da, da. De pandemie, te plimbai cumva cu trupa prin țară. Cum? Mai sunt orașe de mărimea asta în situația asta? Să știi că toate orașele au problemă cu locurile de cântat. Și oricum există... Clujul. Să știi că au dispărut foarte multe cluburi și... Sau sunt orașe mari care nu au cluburi, iarăși, ca cum e Sibiu, unde n-am mai cântat de mulți ani. S-a ținut Armania? Armania s-a ținut anul ăsta la București. Okay. Armania, ediție specială. Ați fost și voi, nu? Da, am cântat cu... Și mai dai în rai? O, și mai dai în rai? Nu, am vorbit cu ea de la mai dai în rai și a zis că... Da, ați cântat voi. Foarte tare. Avem încredere în voi, băgați bine. No. De ce? L-au mutat pandemic oaie sau? Nu, în Sibiu nu au putut să-l facă anul ăsta și atunci au făcut niște seri Artmania, care probabil vor să facă seara Artmania în București, cum a fost. Poate, probabil o să vrea să facă în Cluj. Deci, deci n-a fost festivalul să-l plimbe cumva. A fost festivalul Artmania și a fost o seară, de fapt două seri făcute de Artmania în București. Și noi am fost acolo. I lost it. El este pierdut. Da. Pentru că nu mi-a spus, mi-a zis unde ne-ai văzut prima oară. Da, în sala Olimpia cu să curgă bere pe Bega. Cu Blazajul s-ar putea la Pot 16, în jazz, fostul jazz. Sau la un student fest. Sau la un student fest. Sau la un student fest. Oricum, Blazajul, când a apărut Blazajul, în Timișoara mai era cumva... Adică ați prins wave-ul ăla de după anii aia de hardcoreală, ca să zic așa, da. Când erați voi, dar mai era, man, eu... Erau multe trupe, foarte multe. Eu am prins gustul când la un moment dat eram la Colegiul Bănățean și în Casa Studenților la subsol, dar era coridorul ăla care din Colegiul Bănățean puteai să ajungi acolo. Și acolo repeta Ultimatum și Neurotica. Da. Și Ramon, Hello și from New York, și voi erați acolo. Da. Na. Pe mine m-a luat la un moment dat Ramon de mânuță și zic că văd că tot tragi cu urechea. Hai să râd ce facem. Și am stat așa mic, aveam 13-14 ani, mă.
În sala din spate era. Era o sală, dragă. Mergeai mult. Da, mergeai și sub sol și nu știu ce. Man, și nu era mai mare decât asta. Da, adică era așa un 4x4, 3x3, n-ai mai știe. Man, și m-am pus așa într-un colț, cumva foarte sfios, de frică să nu mă dea afară. Păi și când au început ultimatum, încă mai am casetă cu ultimatum. Și când au început să dea, a fost, I don't know how to explain it, man. My life changed. Mi s-a schimbat viața așa, deci cu basul lui Ramon în freză. Da. Păi o experiență de genul ăsta, adică s-a auzit. Și după aceeași experiență, exact am avut-o și cu Miță de la Neuret. Cum repetă, îi... Da, am știut în secundă aia că voi fi rocker. Țin minte constelații rock de la Vâlcea. Țin minte tot felul de chestii care sunt la Vâlcea. Wow, man. Apropo, posada s-a reluat festul și... Da? Da. Anul ăsta chiar se ține. Da. Fain, cum se întreb foarte mulți ani. Și acum... E fain. Mie... Da. Mi-e dor de festurile alea. De Buzău Top 10 și de posada și de toate. Cum mai ies profitabile? Sau atunci erau profitabile pentru că era lume, acum nu mai sunt profitabile, de aia nu se fac? Nu, ele erau făcute practic de către case de cultură a studenților, de către case tineretului. Deci erau festuri care erau într-un sistem, cumva. Mm-hmm. Și sistemul a picat. Plătea PSD-ul de astea? Adică erau bugetate? Erau bani. Erau bani, e? Erau bani pentru așa ceva. Și după aia nu au mai fost bani nici de... Iau și o gură de apă. Zi-mi pe unde ați cântat, în afara țării. În afara țării? Da. Ba, în afara țării am cântat la Sârb, la Unguri, la Neț. Cam de tozit. Sunt, poate e o întrebare de prost. Dacă e o întrebare de prost, oana o taie. Da, că ne doare în fond. Man, ați fost cumva pseudo-agresivi? Ați trimis, de exemplu, la Rock Am Ring, la Tracu, știi, ați trimis? Ați vrut să mergeți și... Da, am fost la un moment dat. Adică nu agresiv, pozitiv da, agresiv. Da, am fost la un moment dat în tripul ăsta și nu am reușit. Asta este. Adică ați fost refuzați? Există, da, mai există o altă chestie pentru care am fost refuzați, că eram, okay. Eram prea în vârstă. Cum adică erați prea în vârstă, man? Adică casele astea de discuri vor să iau trupă care este la început, are toată puterea de muncă și tot timpul și îl dedică trupei, știi? Ei nu au chef să iau o trupă care deja are 15 ani, are familie, are nu știu ce și care îi spune că eu nu pot să vin numai în weekend sau, știi? Aia vor să te ia și să-și facă treaba cu tine, să te duci în turneu tot anul, să, știi? Deci e și o chestie de logistică a caselor de discuri. Okay. Ok. Pentru că foarte multe discuri se vând în live-uri. Da, știi? Merchandise. Da, merchandise și discuri și nu știu ce. Și casa de discuri știe că nu, dacă te ia și numai scoate disc cu tine, nu poate să te vândă așa bine dacă tu nu vrei să faci touring continuu, știi? Bun, dar continuu ăla nu înseamnă cumva plus 3 luni de vară? Da, adică nu știu, și mai e alt problemă, e când în român. Dar aveți monolitul care e român l-am de dublu cine? Discul, l-am nu? L-am scos în engleză, da. Adărutul l-am scos și... Sau drut, da. Da, adărutul l-am scos tot în... Practic, care e monolitul și există un disc dublu, unul da. Pe română și unul pe engleză. Știi, și cu ăla chiar l-am. Am ieșit. Adărutul a fost scos în Germania, la o casă de discuri din Germania. Și... Na, l-am văzut pe raft, la Media Markt. Eram... Da. Ați avut o serie de live-uri? Atunci ați cântat în Germania? Da, atunci am avut o serie de live-uri care... trebuiau să fie vreo 20 și până la urmă au rămas 3 pentru că trupa care ne-am combinat din Germania au picat s-a desfințat cu 3 zile înainte de concerte și ce tași s-au certat, nu știu ce, na, și nu
Practic, cluburile după aceea ne refuzau, ne știți, spuneau, bă, nu puteți să veniți singur, că nu o să strângeți lume aici și noi avem de plătit scenă, lumini, oameni, barmani, deci, da. Și doar trei cluburi au rămas care unde ne-am, în Germania? Ne-am dus și le-am onorat. Unde în Germania? Bă, nici nu mai știu unde. În Germania. Într-o parcare, bineînțeles. Într-o parcare. Kids aveți un implant? Da, sigur. Cine are? Friki? Are și meșul, are și piști. Da, da? Piști, kid. Doi. Wow! Două fete. Wow! Incre, fucking debil. Da. Nice. Da, piști are două fete foarte frumoase și meșul are doi băieți. Foarte fain. Faceți o trupă? Cu kids-i? I-am filmat pe Chizii lui Piștar și al lui Meșu, cum cântă ei într-un deschis piesa cu Despot și am făcut un clip numai cu copiii care se prostez pe piesă și nu știu, și o, da, uite un clip de pandemie, da. Dacă știi. I-am tot gândit, hai să facem noi, să cântăm noi în fața camerei, să nu știu ce. Nu mi se părea. Dude, aveți niște clipuri absolut incredibile. Deci, poate preferatul meu cred că este Sidef. Sidef, da. Ăla e foarte fain. E aia cu delfin și flori, nu? În ochii, da, delfin și ponei. Ponei, așa, da. E foarte tare clipul ăla. Noria spun delfin și ponei. Și astăzi am văzut pentru prima dată, spre rușinea mea, cer pământ. Sunt gata să vă las în urmă. Sunt gata să încep iar să simt. Mă desprind de umbră. La cer pământ am mers să filmăm, am vorbit cu Ovidiu, eu am făcut scenariu cu Cristi, cu ăștia, deci de la noi, știi? Și ne-am dus să filmăm, că știa, Ovidiu zis că știe un loc foarte fain, la Vârșeț. La Vârșeț e filmat? Da. Wow! Și ne-am dus după locul ăla foarte fain și când am ajuns acolo, am intrat cu busul în câmp undeva și... ploua și a început să ne derapeze busul și era să ajungem într-un canal cu busul și din astea. Era o groapă de gunoi acolo, am căutat în groapa de gunoi, am găsit mochete și am pus sub bus și așa am reușit să scoatem afară și n-am mai ajuns să filmăm în câmpul ăla unde vroiam să filmăm. Știi? Și eu am zis, bă, dar la două parcele mai acolo era un câmp cu porumb și chiar se oprise ploaia și... da, hai acolo. Și am prins jumătate de oră când am filmat imaginea pe câmp, în jumătate de oră și era chiar așa, puțin apus, se terminase scandalul, știi? Și îți dai seama că am ajuns, seara ne-am dus în Vârșeț la restaurantul românesc și... da, ne-o dat aia și vin la pachet numai să plecăm. Dimineața să ne vezi cu, na, cum a fost în câmp, toți bocancii și astea erau plini de noroi și nu i-am plăcut. Și dimineața am vrut să mergem la muzeu și ne plimbam noi așa cu bocancii aia plini de nemol și a apărut o mașină de poliție ce mergea în paralel cu noi așa. Și la prima trecere de piton s-a oprit și ne-a luat actele la control. Și... credea că nu știu, suntem... Păi era venul negru pe care îl știu și eu la mat, nu? A, nu, noi eram pe jos. Ah, ok, Vârșet. Ok. Pe jos Vârșet și arătam, da, ca... da. Ca cum îl chema pe dude-ul pădurar de la Psycho Pampers? Sile. Ca Sile, erați da. Ca Sile. Da. Și știu, țin minte că era un polițist tânăr care a început să vorbească cu noi în engleză și ne-am înțeles și ăla nu știu ce. Și ăla bătrânul era foarte... deci eu și zis când doar plecați și trece odată în mașină. El vrea să o pună de o marchiță ceva. Da. Da. Funny story check. Care-i live-ul dacă închizi ochii la care îți vine primul minte? Unde, nu știu. Un live unde m-am stăt foarte... da, da. Dar cu tine pe scenă, că după aia și cu tine în public îmi spui. Cu mine da. Pe scenă? Păi cu mine pe scenă la 150Stoka. Unul din primul 150Stoka la care am fost și s-a ținut pe plajă. Wow! A fost de mine.
Da, roșia, primele roșii. Da. Nice. Astea sunt... După aia un live foarte fain iarăși la Felsighet, la Târgu Mureș. Mm-hmm. Am cântat la 5 ziua pe scenă mare. Wow. Și vara pe căldură. Da, vara, era o căldură neucitoare și în fața scenei era zgură. Și se ridica praful. De teren de tenis și era, nu era udat, bineînțeles, și era... Și când a început acolo în Wall of Dead, nu mai vedeai nimic și venea un praf roșu așa pe scenă și tot eram și noi. Deci a fost bine. Ce trebuie. Da, ce trebuie. Ce trebuie. Amintiri frumoase. Asta cu implantul. Cu implantul, da. Și cu blazajul? Cu blazajul. Cu blazajul ați cântat pe afară? Da, da. Am cântat la Viena, la Berlin, la Unguri. Da. Cam tot pe acolo, adică. Da. La Praga n-ați venit nici cu blazarul. Dacă ai avea de ales să vii la Praga, ai venit cu implantul sau cu blazarul? Păi cred că aș veni cu un proiect de electro pentru Praga. Vroiam să ajung acolo, dar uite că mai trebuia să mai implantăm. Te-am furat, da. Da, tot. Hai, zi acum, hai. Nu știu. Nu știu, aș veni cu... Nu, zi de proiectul electro acum. Aș veni cu amândouă. Amândouă? Nu zic de proiectul electro, că nu e încă vremea lui, știi. Dar zi-mi de casa de disc, de label. Să ajungem la el. Ah, ok. Da. Da, păi tot acum în pandemie am făcut și eu o casă de discuri, Psihodrom Records. Psihodrom Records. În care am scos, practic, cu niște prieteni, ne-am scos albumele care, pe care nu le aveam publicate. Ah, ok. Și am zis, hai să publicăm, că avem material și acum am vreo 3-4 albume care n-or văzut lumina urechii, urechii, da, ascultătorilor și... Pe alt film? Pe alt film, pe filmul Down Tempo Electro. Așa. E pur și simplu un alt... Nu pot să-i zic că e alt univers. E pentru un alt univers. Pentru mine și Blazzaj și Implant și proiectul 150Stoka. Așa. E tot lumea muzicală. Of course, că e tot lumea muzicală, dar... Ca să... feeling-uri diferite, exact. Expresii diferite, exact. Dar tot muzică. E muzică, dar mai e spiritul ăla de frondă, mai e antisistemeala aia. Pe electro nu prea că mai că n-are nicio treabă cu aia. E un alt mod de a te exprima, exact, tu pe tine. Exact, muzical. Da. Muzical. Nu știu, sunt momente și momente. Sunt momente în care poate nu mai vrei să faci muzică. Să te oprești. Dar mi se pare că e normal. Eu sunt convins că există și la un medic lucrul ăsta, adică se gândește că poate nu mai vrea să opereze azi sau mâine. Ok. Știi? Te vezi pe scenă la 80 de ani, Vita? Nu știu. Sau la 70? Hai să nu știu. Presupunem. Totul depinde de cât de liber. Cât de liber te simți pe scenă. Dacă, sau, nu știu, la un moment dat chiar îi spuneam unui prieten de meu că dacă sunt ridicol pe scenă, să-mi spună că... Nu ești, îți spun eu. Pentru că, nu, dacă o să ajung să fiu ridicol. Ah, ok. Chiar ne uitam la ceva concert cu niște... oameni mai în vârstă și ni se părea că sunt ridicol. Și gen Rolling Stones? I-am zis, sau nu. Nu chiar acolo de... Nu, nu sunt ridicol. Deci... Aia nu sunt ridicol. Aia nu sunt ridicol. Aia încă au coaie. Dar aia la care ne uitam noi, ni se părea că nu mai... Știi? Și atunci am zis, bă, dacă o să ajung așa... Să-mi spui. Pune, să-mi spui, să nu fiu... Da. Mai ai mult până acolo, mai. I hope. Ai fost live cu 150 Stop? Ah, am zis bine? Da, am fost. Ai fost? În Timișoara? Am fost live în Timișoara. Am fost și cu Psihodrom, cu toată lumea din Psihodrom am fost în live. Așa. Am fost și separat cu Stoka și anul trecut și anul ăsta am avut un live. Și, probabil întrebare prostească, ai ținut așa un fel de mic secret până ai ajuns pe scenă sau știa lumea că e proiectul tău? Înțelegi ce zic?
N-am făcut mare tam-tam, că e proiectul meu. Ok. Deci i-am dat drumul, uite, 150. Că pentru chiar, mine, de exemplu, prima dată când te-am văzut la Blazzaj, a fost, oh my God, what is going on here? Ah, fratele geamă, ăla de la Implant. Da. Ăsta e ăla de la Implant, mă. Cumva. Dar da, adică a fost, era atunci, iar aberațiile mele. Da, go on. Mie mi s-a părut că atunci când s-a întâmplat Blazzajul, uh-huh, și oricum când s-a întâmplat și implantul, zona aia de anii 90, spre final, nu? Spre final era o zonă foarte faină în Timișoara de fusion. Adică exact, să era cânti, bau, erau tot felul de chestii, nu? Puteai să cu oricine și orice, nimeni nu avea treabă, nimeni nu era foarte setat pe un anumit stil, deci au trecut chestia aia cu ochelarii de... Era nou. Eu cânt nou, numai da, chestia asta și nu vreau să văd altceva. Da. Lumea a început să-și deschidă și puteai să cânti cu diversi oameni și să faci chestia. Nice. De ce s-a pierdut asta? Sau nu s-a pierdut? Numai că a trecut cumva lumea pe electro, că e mai simplu de produs, e mai simplu de... I don't know. Întreb ca prost, Octavian. Păi nu știu dacă s-a pierdut, dar se va pierde dacă Timișoara pierde locurile de cântat live. Pe care le-a pierdut oricum. Pe mai mult timp, adică, știi? Eu mă gândesc, dar poate greșesc. Nu e 2023, nu e o super oportunitate. Ca și copil, de exemplu. Mm-hmm. Dacă te uiți, nu? Mm-hmm. La un live și vezi trupe în orașul tău, faine, îți vine să iei o gitară, să cânti. Absolut, știi? Absolut. Dacă nu ai chestia asta, da. Da. Dacă vezi numai DJ, o să vrei să fii DJ. E simplu. Trebuie să... Și, again, cumva să mă întorc. 2023 nu e o oportunitate bună. Bucata aia de spitalul de... În, pe pietonală, după liniile de tramvai, cum mergi spre... era spitalul de nu mai știu ce. Da, de... De boli de piele, de dermato, man, așa. E, acolo am înțeles că o parte din curtea interioară și din clădire se restaurează fix cu scop de spațiu cultural de 2023. Am nu știu dacă ăla va avea un loc de live, adică se vor face live-uri acolo. Ai idee? Nu știu. În principiu se fac live. Deci să deschid locul. Uite, un loc foarte fain și s-a deschis și Faberul. Deci, n-am fost în Faber. Și deja se țin live-uri afară și asta. Dar... și live-urile astea, adică locurile astea ce se deschid pentru 2023, să zicem, nu știu cât de binevoitoare vor fi să primească un act artistic ca implant. De ce? Lumea se sperie de implant. Cum să se sperie lumea de implant? Nu. Ai păi nu tu. Nu eu. Tu. Vorbesc de altceva. Ah, păi, și e tare și cântați rock și really? Din ăsta agresiv și ziceți cuvinte urâte pe scenă. Nu cred. Faci mișto de mine. Nu fac mișto de tine, zic că ăsta e adevărul. Deci, alegerile și opțiunile într-o capitală culturală vor spri spre să nu deranjăm pe nimeni și să aducem chestii cât mai... N-am schimbat primarul, mă. N-am schimbat primarul. Nu, așa e, să aducem chestii cât mai acceptate de marea masă, știi? Ok. Asta este. Și cinemaul de vară, iar ziceau că o să fac acolo la Capitol ceva. Ăla îl țin minte un concert bio cu implant acolo. Sau? Nu am fost acolo la cinema. Numai bio. A fost bio și a fost Burning Table sau Survolaj. Uai, Survolaj! Uai, ce oameni de demon! Cred că da, cred că bio și... Da, Gabi Zora, țin minte pe Gabi Zora. Acolo era... acolo am văzut și Neurotica, da. Cred că primul album Neurotica acolo a fost lansat. Îl mai am și pe la pe casetă. Dar e tot pe YouTube. Cineva l-a pus pe YouTube. El l-a pus. Ce mai există? Nu mai există Neurotica. Nu mai există. De mult, nu? Dar Miță e ok? Mai trăiește? I don't know anything. M-am întâlnit cu el prin Oradea. În Timișoara? Nu, el e din Oradea. M-am întâlnit prin Oradea. Ultima chestie care știu de la ei e aia cu acordeon, Country of Nobody or something like that. Aia da, și da, acolo s-a încheiat, nu? El a fost ultimul album bio și de aceea Horea cu Flocea a făcut trupa bio. Flocea, man! A făcut trupa bio, că a fost ultimul album Neurotica și ei
Ei doi încă vreau să cânte gigi. Da, îi faci și gigi. Și au făcut bio și în bio era... Da. Da. Ce oameni de demult, ce vremuri, man. Da, tinde să-mi aduc aminte de chestii din astea. El vrea să mă facă să plâng. Nu, mă, nu. Am plâns eu azi pe apus. Să am, am nostalgie. Dar e faină și nostalgia, man, dacă construiești ceva cu ea. E faină, pentru că ai un punct de reper. Știi unde ai fost? Adică, ca, să zicem, scenă muzicală. Nu, nu. A, dacă construiești ceva cu ea. Da, păi nu, da, nu? Sigur. Că, sigur. Ce te, adică, cum, pe ăștia de 14 ani, cum îi mai aduci în spiritul ăsta? Noi suntem, nu mai suntem la 14 ani. Păi nu mai ești la 14 ani, dar tu nu trebuie să educi pe cei de 14 ani. Da, trebuie să le dai opțiunea, man, că dacă nu au opțiune, tu ai zis ei o au acolo. Deci acolo pe YouTube, acolo pe Spotify. Există, există. Să mai țin concerte în orașul ăsta, există opțiune. Am fost acolo contează săptămână foarte mult sau două la un jam session la Căpiță. A fost ok, dar am fost departe de a fi un concert. Ce colegi aici? Că și pe vremea noastră tot așa era. Dacă nu aveai colegi care să te ducă la un concert, nu merge. Nu? Care să-ți dea o casetă în mână, să... Da și nu. Te recunoaște că aveai în clasă care ascultau Bad Boys Blue și Model Talking și câțiva. Dansau numai Fox. Da. Na. Da, mă, da, na. Așa era. Na, nu, da. Dar parcă noi eram mai mulți. Parcă noi eram mai mulți. Ți se pare că erai mai mult pentru că erai în niște bule în care... unde existau mai mulți. Dacă mergeai la alt liceu... Da. Liceul de techno, liceul de manele, da, liceul de... de muzică populară, liceul de... Așa. Vita e pe scenă, drept pentru care doar eu beau. N-am voie. Un Helles independent. După. Da. Vita, tocmai am aflat în timp ce fumam că voi vă produceți toate staff-urile. Cum? Zi-mi povestea asta. Păi, tot în timp ce fumam am vorbit și despre diferența între live și înregistrări. Exact. Exact. În live cântăm toți deodată. Și toți deodată... E ca un tăvălug, știi? În studiouri se trage separat, știi? Adică tragi toba, după care trage basul, după care trage gitara și așa mai departe. Și atunci interplay-ul ăla dispare. Și atunci, practic, dacă asculți albumele, ele sunt puțin mai îngrijite, mai studiate, mai reci din cauza asta, știi? Că nu există și ăla e tot farmecul life-ului. Că el îți dă mai mult. Mie tot timpul mi se pare că suntem mult mai buni live decât pe albume. Da. Deci albumul e să stai acasă, să-l asculti, să te familiarizezi cu piesa și când vii la live să o primești. Da. Da, da, da. Auzi, uite o întrebare cumva, până să ajungem la subradar. Uite o întrebare. Cum te auzi tu de pe scenă? Numai pe monitoarele alea sau da, atât? Pe monitoare. Atât? Sunetul de pe scenă e total diferit de ce se aude în față. În față, nu? Da. Practic, noi nu auzim fața, că am intrat în rezonanță reverb, cu da. Da, 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 da. Am creat tot reverb. Felul de... Da. Aia. Aia. Da, da, da. Aia. Feedback-uri. Okay. Creezi feedback. Și atunci tu nu auzi fața și tu îți reglezi în monitoarele alea ce vrei să auzi, astfel încât tu să poți să cânti bine. Bine. Și eu de obicei eu îi aud pe ăștia de pe scenă, pentru că ei au stații și ăsta, au și tobele și
Și atunci îmi dau voce acolo, uh-huh, ca să mă aud bine, să nu... Da, da, dar tu te plimbi pe scenă. Da, tu, da, da, ai, da, cred, da, că numai un monitor cu vocea ta, nu? Sunt unul sau două monitoare, okay, dar sunt momente... A, când te poți cânta, că știi piesă. În care trebuie să fiu acolo lângă. Mm-hmm. Să simt sunetul, să fiu mai exact sau nu știu. Și sunt momente care poți să o iei la plimbare și ăsta. Asta e cum simți tu atunci în momentul ăsta. Mai sunt, la scene foarte mari, există și niște peauri laterale. Ok. Deci există încă un sistem de sunet pe lângă monitoare, okay, care se pune pe scenă, la scenele, mm-hmm, mari, și auzi toată fața, auzi din lateral. Ok. Deci acolo... Deci acolo te simți, wow, cohones, știi? Practic auzi ce au și ei în față. Deci ăla e pe aul lateral, dar asta numai la scene foarte mari. Uh-huh. Cum îți place mai mult? Și să ai și chestiile astea în lateral? Da, te simți mai bine așa, da, te simți mai bine. Dar cel mai mult îmi place în față. Știi? Și, na, cred că asta e o problemă pentru Uțu la sunet. Când mă vede că plec cu microfonul în față, zice, iarăși, intră ăsta în microfonie și, știi? E greu, uneori sar acolo în față și acolo zbașii și eu direct intră în reacție cu microfonul, știi? Mm. Dar nu pot să mă abțin să nu... Da. Deci nu știu dacă există, cred că, niște concerte pe care pot să le număr pe degete, în care n-am fost în față, n-am sărit de pe scenă ca să fiu lângă public. Da. Chiar uneori aveam tendința să stau foarte mult în față și ăștia, la un moment dat din trupă, se supărau, mai vine și pe scenă, că știi, parcă noi cântăm aici și tu acolo suntem, vină, you're having scenă, all the suntem fun. Trupă aici, numai suntem tu te trupă, distrezi, da, 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 e foarte fun. Zi-mi, da, zi-mi întâi de cartografii și după aia zi-mi de subradar. Oh, cartografii. Păi, cartografii, nu știu, s-au spus foarte mult despre la curs, multă cerneală despre acest album. Pozitivă, I guess. Cerneală pozitivă. Aș prefera să vorbesc despre Subradar. Este ultimul nostru album, care chiar am avut turneul de lansare oprit de pandemie. Și aș vrea să zic despre ideea albumului. Așa. Noi am făcut piesa cu Adi Despot, uh-huh, între deschis, era un single și atunci ne-am dat seama că am putea următoarele piese de pe album să le facem numai cu colaborări. Și așa a ieșit asta. După aceea, asta mi se pare o idee foarte liberă și foarte faină și să atragi alți oameni în filmul tău și oameni, oricum am folosit numai oameni foarte faini care suntem prieteni și ne înțelegem bine și le apreciem munca și ei pe a noastră, deci nu am făcut colaborări de dragul colaborărilor. Și oricum, și, pe film, da, cum ai zis, da, pe filmul vostru, Luna Mare, Coma. Și Subradar mi-a venit de la, eu aveam o idee când eram mic, că dacă zbori sub radar, ești liber. Pentru că a fost un grup din Peream care au fugit peste graniță pe vremea lui Ceașcă cu un avion din ăsta de stropit. Wow. Știi? Și bineînțeles, când după ce au fugit, vorbea lumea în sat, nu știu, dar cum au fugit pe așa? Și cum au reușit? Au zburat sub radar. Deci atunci am asociat zborul sub radar cu libertate, adică că ei au ori fugit din țară pentru că vreau să fie liber, știi? Și practic am folosit ideea asta aici, sub radar, de libertate, de a zbura sub radar înseamnă că ești liber. Cum, de fapt, de multe ori am discutat și cu un prieten de-a meu care spunea că voi numai sub radar zburați. Deci voi sunteți o trupă care zboară sub radar, sub radarul mainstream-ului, sub radarul ăsta, voi sunteți acolo constant. Și, da, asta e vis-a-vis de titlul albumului Sub Radar. Mai
găsesc un ochi, puțină căldură printre ziduri crescute din ură. Mii de straturi de pumn, de sudoare și chin, pentru cei care cred că au sânge divin. Vis-a-vis de albume și care album, acum îmi place, de exemplu, Cartografie, știi? Uh-huh. Dar probabil luna viitoare o să-mi placă alt album și cu piesele mi se întâmplă la fel. De exemplu, piesa preferată a mea luna asta e Peste Ceas cu Robin. Ok. Știi? Dar luna trecută ascultam piesa cu Byron mai mult. De, ok. E chestie de... Ce mood ai în luna respectivă, săptămâna respectivă? De fapt, și când ascult muzică, ascult în funcție de mood, știi? Sau pornesc pe o cale, de exemplu, vreau să ascult ceva ce n-am ascultat de mult, știi? Și când îmi pun să ascult trupe, aia mi-aduc aminte de alte trupe și atunci se... Mergi din una în alta. Da, se face o cascadă de audiții. Poate e un moment bun să-mi spui că ascult și coloane sonore? Da, îmi plac foarte mult coloanele sonore. De fapt, ceea ce fac eu acum cu 150Stoka e cumva, eu o văd ca o ilustrație muzicală. Aș vedea-o în filme. Mi-aș dori să fac coloane sonore de film. Deocamdată am făcut doar pentru teatru, pentru dans contemporan. Și așa am și scos și voi scoate albume. Practic am muzica aia care a fost jucat spectacol și eu încă am muzica și muzica trebuie ascultată de mai mulți oameni. Chiar oamenii care au dansat pe așa asta îmi spun că ei încă o ascultă acasă și atunci o să scot albumele ca să le asculte toți. Da. Ce fain e asta, nu? Da. E foarte fain. Și mai am idei de proiecte. Nu știu dacă o să fie oameni încântați să mă audă că vreau să fac un proiect de trip-hop. Why not? Uite, da. Deja ai doi fani, trei. Na, păi mi-ajunge. Nu, mă, n-ar trebui să-ți ajungă niciodată. Adică ar păi trebui să că, până la urmă, eu nu convertesc ceea ce fac în like-uri, share-uri și cât de mulți oameni ascultă sau nu ascultă Implant sau Blazzaj sau... 150 Stoka, știi. Eu cred că e important, cel mai important e să faci ceea ce vrei să faci, să ajungi cu produsul unde vrei să-l duci și după aia lumea vine. El, da, el deja are o viață lui. Viața lui. Da. Ca și versurile care le scrii și îi auzi pe unii că au dat alt înțeles decât te-ai gândit tu la versul ăla, știi? Wow, ce nice! Și zici, ok, asta e, știi? Nu mă forțez să spun, bă, dar eu nu asta am vrut să explic. Nu, din momentul ce l-ai scris, l-ai cântat și i-ai dat drumul, fiecare poate să înțeleagă ce vrea. Și el trăiește versul ăla în mințele lor altfel decât trăiește în mintea ta. Absolut. Și e foarte fain. Că, da, e foarte fain. Că, practic, fiecare are libertatea lui de înțelegere. Okay. Nu mă, eu asta am vrut. Nu, n-ai înțeles. Nu. Eu asta am vrut să zic. Nu, n-ai înțeles tu. Sunteți singura trupă de hardcore care a inspirat-o graphic novel? Nu știu dacă există alte trupe care au inspirat. Dar piesa noastră, Păsări aprinse, a fost ilustrată de Andrei Puică într-un BD care, din păcate, deocamdată a apărut doar la o editură din Franța, dar știm din surse sigure că va apărea și la o editură din România și suntem foarte fericiți că există o novelă grafică făcută după o piesă Implant Pentru Refuz. Mulțumim, Andrei! Da, e foarte fain să inspire alți oameni. E foarte nice și știi de ce e foarte nice? Pentru că pe lângă tot ce am vorbit, nu mai există bandă desenată românească. Ultima chestie pe care eu am avut-o în mână,
a fost în primul lockdown și a fost harapal continuu, care s-o, nu mai se publică. Dar și gata. Sunt artiști de bandă desenată și sigur o să... E foarte greu și pentru ei. Gândește că ei se bat cu concerne mari. Deci gândește că le găsești la supermarket. Deci o carte așa groasă gândește la 12 lei. Gândește că în Praga, și... tot spațiul ăsta al tău, pe 3 etaje, sunt doar comic book-uri. Sunt comic book shop-uri. Nu există un comic book shop în București, din câte știu eu și am fost în business trip foarte des. Trebuie să ai public mult pentru chestia asta, știi? Sau trebuie să le duci. Adică trebuie să le duci, dar le duci încet. Hai să ne întoarcem iar la 96, când nu era hardcore, man. Dar nu poți să le duci dintr-o dată. E un efort care se face constant și trebuie să ai, da, trebuie să ai grupuri, practic, care împreună ridică. Da, să creezi o comunitate în jurul unei chestii. Comunități, da. Eu cunosc cel în Timișoara colecționar de comic books. Deci oamenii ăștia cumva există. Poate că nu sunt out there, poate că nu se întâlnesc o dată pe săptămână la un Dungeon and Dragons sau whatever. Poate, dar sunt. Da. Sau poate se întâlnesc. Da. Dar sunt. Apetența pentru comic book există. Pentru romanul grafic există. Fii atent, dar poate ea este stimulată și așa, că acum găsești X-Men-urile și viitoare generații și o să caute și altceva decât, știi, bă, dar benzi desenate românești nu sunt, sau, știi? Că de acolo, prima dată, na, n-ai citit nici tu direct amintiri din copilărie, ce ai început cu Jules Verne, nu? Da. Da. Nu știu, cred că lucrul ăsta trebuie de mic, oricum. Indus, cred că orice... Sunt primele chestii care înveți, practic, să citești, nu? Cumva. Da, da, da. Uite, și care rămân cu tine toată viața. Ilustrate, de acolo le vine, o să le vină pofta și de BD-uri. Un game românesc, man. Cineva care să facă mărășește-i tu, game. Ești tu... Nu neapărat, dar zic eu. Adică, sunt game-uri, adică noi avem industrie de game, gândește-te. Da, dar facem pentru ei sports, nu? Facem pentru alții, da? Și pentru Ubi. Și, da. Da. Game-ui? Mai game-ui? Game-ui? Nu pot să zic acum că da, dar da. Sigur că mai game-uri. Da, da, îmi plac încă jocurile de puzzle și da? Așa. Ce și joci? Astea de exemplu, de adventure. Okay. Deci gen Lara și ăsta, Acolos. Da? Da. Assassin's Creed, maybe? Assassin's Creed nu mi se pare atât de... Adică nu știu dacă m-a plictisit seria. Deci după ce am jucat vreo 3... A, tu ai jucat 3, am jucat deja, doar 1. Da, am jucat și pe... Console și pe PC. Și pe... Nu, am jucat pe console, dar am jucat și pe PlayStation portabil. Că aveau și pe... Și mi se pare că nu mai avansat, dar poate m-am plictisit eu. Na, da, e chestie de... Dar, na, în schimb, astea de adventure, oricând, mai ales cu din astea cu puzzle de rezolvat, ca să deschizi tunelul ăla, să intri pe acolo, să descoperi eu nu știu ce peșteră, nu știu ce mormânt, și foarte, foarte fain. Da. Și mai sunt jocuri din astea care au niște universuri imense și alea îmi plac. Alea care nu sunt gen World of Warcraft, care e never ending story. Da. Da. Joc Albion, care e un fel de World of Warcraft. Te duci, dai lemne, faci armele, vinzi la piață. Am rămas într-o cameră? Am rămas într-o cameră. Deci e ultima întrebare? Deci e ultima întrebare. Ultima întrebare. Ultima întrebare. Tot timpul încheie așa. Nu știu de ce, nici nu știu de unde mi-a venit. Nu e întrebarea mea. Dar dacă ai putea să pocnești din degete, să schimbi ceva despre lumea de azi, ce ai schimbat? Vita. Asta e întrebarea mea, ce spune la mis, la final. Poți să te take your time, să te gândești. Cred că... Dacă aș putea să pomenesc, dar asta e cam, e așa cu din aia, cu da, genii, cu... Poate să fie orice, man. Poate să...
Ce vrei tu? Frăci lampa. Da, e cu fricatul lampii, da, cunosc. Da, nu trebuie să fie. Da. Băi, probabil aș, dacă aș putea să pocnesc din degete și să desfințez toate religiile din lume, așa să fie. E foarte tare. Mulțumesc frumos. Mersi, fain. Puțin. Ne-am încălzit. Ne-am încălzit un pic mai, da. Mulțumesc frumos. Mersi. Hai să te umbră. Mersi, fain. And that's it. Whew!